Hai că încerc să ajung până la barajul ăsta ce fie aici. E o gălăgie aici, o să încerc să vorbesc mai tare, dar nu o să mă mai auziți imediat. Hai ce gălăgie aici. Deci că e sfârșitul lumii. Pe gaura aia, uitați acolo jos. Dar ce era aici? Cum se zicea? Baraj. Baraj. Era baraj pentru hidrocentrala pe jos de la Cățânaș. Aici suntem în... În Govășdie. Unedoara. Da. Haideți că aici se vede. Ei, ce fain se vede. Și se ducea la termocentrală. Vedeți că este acolo. Deci era o termocentrală aici, da, la Cățânaș? La Cățânaș, da. De păi... când s-au scos din uz? Păi... Cred că atunci am pe la Revoluție. Pe la Revoluție? Da. Și făcea curent? Era curent pe gratis aici, în pădure nimeni? Da, nu prea mi-l dădea nouă, îl dădea la alții, dar era. Se făcea ceva și era frumos. Și barajul era frumos. Acum, de câți ani nu mai folosit? Sau de câți ani e... Păi acum cred că de la, chiar de la Revoluție s-au terminat tot. Și cu calea ferată și cu barajul. Și asta vezi ai... Hrișcă chinezească, a zis? Așa zice, hrișcă chinezească. Eu abia am scăpat de ea în grădină. Și se poate mânca? Da, când e tânăr, așa, mâncam noi copiii. Și asta e hrișcă chinezească, care zice doamna. S-a zis că are flori albe vara. Hai că încerc să ajung până la, barajul ăsta ce fie aici. E o gălăgie aici, o să încerc să vorbesc mai tare, dar nu o să mă mai auziți imediat. Hai ce gălăgie aici. Deci că e sfârșitul lumii. Cam așa arată. Construcție impunătoare, cât de fain arată, dar nu, acum urlu, că eu de-abia mă aud pe mine, sper să mă auziți voi. Se vede că aici se lăsa jos, se bloca apa când avea nevoie. Și cimentul ăsta din picioarele astea nu-i deloc, păi zici că e făcut din marmură, nu din ciment. Fain. La vară vin la baie aici, te fac o baie aici la vară, neapărat. Fain. Am ajuns aici, la Govășdie, de Hunedoara. Niște flacoane de plastic vin la vale aici, se vede că oamenii mai sus mai beau o bere, un Newmark. Faine construcții, faine construcții. Acum încerc să ajung până la baza zidului. Nu cred că am cum, dar nu mă las. Cred că și brontozaur sunt pe aici, dar n-am cum să urc, nu. Uite, mă duc până la zi să vedeți cât de fain e zis. E o junglă pe aici, omule. Am ajuns. Am vrut să vedeți cât de fain e zidul și ce bine rezistă după aceea 10 de ani. 60 de ani, cred că are 100 de ani pe puțin. Faine construcții. Vi-a plăcea construcțiile astea înainte de comunism? Fain. Așa ce mers am și eu la vlog, nu m-aș supăra. Uite și calca de la, a ieșit prin ciment. Tot nu-l foc lăpa cimentul, tot o rezistat, vedeți? Să vină calcarul prin ciment și să reziste? Foarte tare. Deci dacă doriți să vedeți, la Govășdia, veți găsi această minunăție de construcție. Acum ieși afară de aici. Păi, hai că mă bag așa încet, n-am ce face. Mă încet să mă duc pe un canal mai simplu, acum să-l văd. Să nu cad în apă. Hop, pe aici nu pot.
Nu. Puține bâta să se facă. Da, da. Sărmâinile. Doamne ajută. Am ajuns în Govârdia, nu? La noi, la Govârdia, da. Vă mulțumim. Ați văzut aici ce frumusețe ori fost. Acum mai puțin, da. Dar încă e frumoasă clădirea aia. Da. Ce zonă faină aveți aici pe vale cu pârâul în față. Așteptăm să se mai repopuleze. Am fost și la Furnal. Oameni. Vor mai veni oameni pe sate? Da, ce ziceți? Da, da, da. Păi dacă s-au terminat drumurile de asfaltat. Da, mai avem un pic și de asfaltat. Dacă s-au terminat drumurile, să se întrețină drumurile. La plop. Am fost la drumul de la plop, a fost foarte fain, foarte fain. Acolo vă uitați la canal de... Da, da, să vedem domnul care filmează frumusețile din Ținutul Pădurenilor. Da. Și doamna câți ani are? Că pare tânără, doamna. Da, da, numai 82. Auzi, spuneți. Acum îmi cresc dințul. Ce tare sunteți. Dar chiar, câți ani aveți? 82. Ei, mamă, mulțumesc. În decembrie care vine, da? Să fac 82. 81 și. Mulți înainte. Mult, ce bine arătați. Numai tineretă ești. Numai tineret de 80 de ani. Și aici sunteți din Govârdia, aici v-ați născut? Eu m-am născut în Moldova, în spuneți. Satul Flămânz, de acolo de unde s-a început școala. Din Flămânz? Da. Da. Acolo m-am născut, acolo am crescut până la 20 de ani. La 20 de ani am venit aici. Și atunci sunteți în Govârdia de 62 de ani. Da, da, da. Aia o viață de om. De 62 de ani să aici. Bine. Eu sunt primul născut. E fata mea, e mai mare. Fetița mai mare? Da. Română. Fetița cea mai mare. Ne bucurăm. Da. Și domnul, dacă spuneți cum... Eu sunt născut în Ghelar. În Ghelar sunteți? De tot aici, în pădure nimeni. Păi de aceea de sus. Vă văd aici, aici. În Ghelar. O coborât dealul. Că am avut fete frumoase și o luat fată de la noi, din Govârdie. Da, nu, îmi place, da, de domnul, mândru de el. Da. Are nevastă faină. Da? Ca și el. Păi și el e un fain. No. A, eu o lau pe ea. Pensionar, yes. Și ăsta arată destul de bine, că a lucrat în combinat. Destul de bine, eu ți-am arăt bine. Arătați foarte bine, sănătate. Și cum e viața în Govârdia, chiar? Spuneți-ne un pic. Bine, dacă ai mașină, să cuce, să circuți, mergi până la oraș, liniște, să cumpere ceva, izolat, frumos. Deci ați spus că ați avut cinema, am auzit bine. Da, am avut cinema în Govârdie, da. Da, dar nu avut, de mult. Era o și popicărie, fost acolo. Ce? Popicărie, popice? Da. O picărie era la capăt acolo, se vede și acum pista. A fost magazinul, a fost textile, a fost de toate. Școală. S-au dus toate. A fost primăria aici, domnule, făcut odată, în Govârdie. Și acum câți oameni mai sunt în sat? Cât mai locuiesc? Acum, cine mai, că-s mult, au făcut vile și cine vă dați seama, cine mai știe? Și câți au fost în vremurile bune, să zicem, în anii 60-70? Ce vorbesc, domnule, nu avea unde să stea, să stea în toate camerele, unii găsau o cameră acolo să stea. Că era mina la Crăciun, adică cariera la Crăciuneasa. Foarte mulți unguri, erau ca băni aici. Erau meșterii care lucrau aici la mine, erau oamenii minerii. Funicularul. A, că aici, da, aici este Furnalul, da, și oamenii erau veniți din țară ca să lucreze la Furnal? Da. Nu, au fost înainte, până în 24 a mers Furnalul. Da, până în 1924? Da. Deci de 100 de ani nu mai funcționează? Da. Absolut. A fost primul din sud-estul Europei, în 1857. Plăcile de la turnul Eiffel au fost făcute aici. Aici, Bogolie. Plăcile de la turnul Eiffel? Da. Mult material. Deci, serios, vă dați seama ce istorie? Aici era trenul, doamne, care a fost făcut în timpul Austro-Ungar, 1900. Dacă ne uitam, m-am uitat și eu pe YouTube și am văzut că erau din viitor, poți să zici. Adică erau niște locomotive pe aici. Da, era cu linie îngustă. Și aia din ce an nu mai este? Sau... Adică nu distrus linia, prin 2004, nu știu, cam așa ceva. După Revoluție. După Revoluție, au vândut tot. Dar nu-i păcat. E păcat, sigur că e păcat. Alții nu știu cum să le facă să meargă. Pe a fost vagonul făcut pentru Ceaușescu. Da, a fost, da, că vine ce? Da, cum a fost făcut modern, extraordinar? Super, Neckermann. Un vagon. Vagon pentru Ceaușescu? Da. Aici, da, la Gol. Da. Eu zic, da, că vine aici și vine la Crăciuneasa. Vine face, să viziteze. Când venea la Hunedoara. Păi aici este talc alb, galben și gri. Deci trei feluri de talc? Da. Și care e cel mai scump? Sau care e cel mai căutat?
Tot era căutat, cred că cel alb a fost căutat pentru medicamente, pentru farmacie, pentru pudră, acolo, pentru... Că la Zlaște era fabrica de... Dolomită. Procesare. De dolomită. Da, de procesare. Și eu am lucrat acolo. O măcina și punea în sac și... Acolo, da. Și ducea dolomită pentru oțelării. Dolomita se folosea la oțelării? La oțelările... Cimet mari, din și astea, nu electrice fac. Și nu mai știu care. Le sacul de 30 de kg. Și dumneavoastră a jucat în zona aici, la astea ne-a jucat? Eu am lucrat în combinat. În combinat? Le-am pe paletul, ne-am altul. Și doamnele a jucat și dumneavoastră ați avut treabă cu munca asta grea? Numai doamna a avut treabă cu munca. Ați lucrat aici? La combinat, am lucrat în carieră. Și la carieră am lucrat. La Crăciunea sau acolo sus unde... Da, la Cirișor. Ce dă spre Cirișor acolo în spate? Da, la Cirișor am lucrat. O lucrare mare. Alegeam talcul. Da. Discoperta și îl împinge cu buldozerul, vine pe cuciuri și noi alegeam. Piatra, cu mâna? Piatra de o parte, talcul de o parte. Oh, de câte ori mi-am jumulit de aștele, vine câte un bolovan mare. La Rădișoara, când era trenul până Rădișoara, tot așa era stația de sortare. Și venea minereul de fier de la Ghelar cu locomotivele alea electrice și acolo le încărca în locomotivele astea. După ce le separa, că tot așa, stăteau acolo, venea banda. Da. Luau pe ăsta nu-i fier, ăsta nu-i fier. Poate era, cine știe. Dar cum vă dați seama care piatră e de fier și care nu e? Ei cunoșteau, că are culoare ceva mai. Nu, dar... Eu eram copil atunci când era stația de sortare. Deci dacă văd o piatră mai maronie aici, în zonă, e fier? Da, conține. E rugina, e oxidul de fier sau ce este în ea, de fapt? Da. Și după aia sparge piatra și o topește și de așa iasă fierul. Trebuie dus la, cum era, la uzina de preparare și multe până când... Am avut eu o vorbă, aici a fost viitorul. Da, a fost. Așa e? Nu știu să-l păstreze nimeni. A fost. Și suntem înapoi în epoca pietreiară, înapoi. Adică fără... Să ai tu trenuri... Pe calea ferată, tunelul aproape de un kilometru... Ah, tunelul Hălmare, cum scrie pe artă. Da, făcut de peste 100 de ani și nu picătură de apă, fără ciment, fără nimic. Mai este unul. Care? Celălalt care este? Și unul mic, mai este și un tunel mic, mai încoace. Aici, la tunel. Deci, este tunelul mare și celălalt cum se numește? Dar cum se numește? Tunelul mic. Tunelul mic și tunelul mare. De la Tule? Tulea. Tulea. Se poate intra în el? Da, da. Se trece prin el. Acum e tot înfrunzit, e sclamb, e bolovan. Se trece prin el. Până acolo e mai greu. Ori mai trecut ăștia cu off-road-ul, cu rotoarele, au trecut. Trei poduri, da, se văd picioarele. Podul următorul e tunelul. Trec și cu mașinile. E un pic în curbă. Ala mare știu unde, că a fost la intrarea lui. Încoace. Păi mai veniți și vă ducem și la Rupul Mare să vedeți acolo. Iară este o biserică veche de lemn. Încerc să vă aud pe amândoi, încerc să-mi dau seama care este... Deci unul podul mare. Încerc, scuze, da, eu încerc să vă ascult pe amândoi. Dar știu unde e podul. Sus acolo e tunelul mic. Bun. Acolo e tunelul mic. Bun. Deci asta cum se numea oficial, construcția asta? E barajul, că era baraj, avea clapetă. Așa, se dădea jos? Absolut, numai că lotul zic că fac alta și nu mai da, fac ei până în acolo, pus stâlp, saci de nisip. O făcut-o la ea în curte. De acolo pleacă canal care merge pe aici până sus la Cățânaș, unde este turnul ăla, mă, ați văzut un turn? Se vede, se vede turnul, da. Ăla e la nivel cu barajul ăsta. Și apa merge prin cădere, cădea și pornea turbinele, deci nu costa pe nimeni nimic, producea curent. Avea curent pe gratis. Da. Eu am crescut la Ghelar și aveam curent atunci când eram copil. Nu. Eu n-am știut ce e felinar, n-am știut ce e lumânare, că aveam curent. În ce an era asta? Păi, 1960, când am început să merg la școală. Și aveați curent de 60? Fai, mamă! Da, era la mine, doamne, trebuia să merg. Am avut curent, baie comunală, spital. În Ghelar era spital cu sală de operație. Tot ce ai vrut, doamne, au fost medici care au plecat. Vorba e bună cu viitorul, a fost aici viitorul. Hai de mine, păi dar a fost la un moment dat, Ghelarul avea 6.000 de locuitori, trebuia să-l declare oraș. 6.000 de locuitori aici? În Ghelar, comuna Ghelar, nu, că aparține Govăjdia, aparține Plopu și Ruda, și mănăstire, care aparțin... Și am auzit bine, este o pădure de castane comestibile. Da. Ați fost în ea? N-am fost, dar știu unde. Tot undeva, în zona Ghelar, nu? În zona Ghelar, acolo, unde are pensiunea
domnul Bucan, pensiune, pe Meriz, nu știu cum îi zice acum după străzile astea noi. Sper să vă mai găsesc pe când mai vin pe aici, să mai povestim. Păi acum noi suntem tot acasă, că avem cea mai faină meserie. Da. Spuneți. Pensionat. Pensionat. A, bun. Sau premândaș, nu, că așa le ziceau la... premândaș. V-ați bucurat de vizitatori? Da, foarte, da, foarte mult. Așa să tot vină. Foarte mult, să ne facă poză, să ne dea și câte o ciocolățică. Hai de mine și de mine, ce bucurie. Sper să vă vedeți și la, și la canal de weekend. Vă mulțumim așa cafea, pentru că o să ne arătați, mulțumim, să ne mai vadă și alții. Păi o să vadă lumea, uite, numai tot pe, tot pe fugă, că Târgu Mureșul e departe, să știți. Știu că e departe. Sunt 4 ore de condus. Le-am spus că la noi au fost aproape, foarte mulți unguri. Pe autostradă. Da, da, foarte mulți unguri, așa că... Dar trebuia să stai chiar de aici, atunci, da? Eu, da. Și ce trebuia să fie? Eu aici, am vârful dealului. Zice că pe șesuri și, de fapt, e un deal. Nu-i șes. Păi, depinde de ce zonă e, că dacă ești pe câmpie, și o piatră e un munte, nu? Pe câmpie, nu, orice. Da, aici așa e șesurile. Așa sunt șesurile. Pantă. Cu minghelar, o stradă, da, calea lată, așa căsuță zice. Căsuță care nu mai și este, ea o decedată înaintea mea. Serios? Așa îi zicea, o schimbat. A, am fost în biserică la Chelari. Nu, de la biserică, biserică faină... acolo în jos e o stradă. Sunt mai multe. Deci aveți o biserică la fel ca la noi în centrul Târgu Mureș, așa, așa de mare. Da. Nu, e catedrală. Catedrală? Catedrală în Chelari. Singura catedrală care s-a construit pe vremea lui Ceaușescu, sau în vremea comunismului. Lui Răposatu. Și, da? Lui Răposatu. Și cum se numește? Cum e oficial denumirea catedralei? Nu știu ce... Are o denumire, probabil, de asta, nu? Biserică, catedrala, că e, e declarată, ăsta, cum îi zice, monument istoric. De Nerva Florea. El deci, a fost părintele, da. Da, părintele, dar e, pe vremea lui s-a construit. Din 1936 a început, da, construcția. Da, 1936 la... și zice că el a visat-o. Da, că e a lui proiectul. S-a visat.